rog pe domnul prorector să vă spună câteva cuvinte, după aceea ceilalți colegi și dintre dumneavoastră care doriți, cu toată plăcerea. Domnul prorector. Bună ziua, încă o dată. Mă bucur să fiu aici, astăzi, în mijlocul noastră. Eu am o dublă calitate aici astăzi. Sigur, am mai multe calități, dar astăzi am două. Unul sunt cadrul didactic al acestei facultăți. Așa că o să ne întâlnim la cursuri, probabil în semestrul al doilea. Și de 2 ani sunt și prorector al Universității din Pitești, responsabil pe Direcția de Relații Internaționale. Astăzi am vrut neapărat să fiu aici. Ideea că pentru Universitatea din Pitești, filialele și, în special, filialele din Universitatea lor, de aici, din Slatina, sunt foarte importante, din mai multe motive. Universitatea din Pitești este cea mai importantă și cea mai serioasă, spunem noi, universitate din partea de sud a României. Avem multe argumente în sensul acesta și doar vă doresc ca în cei 3 ani de licență și încă 2 ani de master pe care îi veți petrece aici, să le aflați pe toate. De asemenea, suntem universitate regională sau chiar multiregională, în sensul că Universitatea din Pitești are 5 filiale în partea de sud a României. Avem o filială în Alexandria, în Telorman, avem o filială în Olt, aici, avem filială în Râmnicu-Vâlcea, și, desigur, sediul central la Pitești și avem și o altă filială, tot în Argeș, dar la Câmpul Mușcel. Așadar, avem 5 filiale, iar Universitatea din Pitești este o universitate multiregională, tocmai pentru care aceste filiale. Facultatea de Științe ale Educației, care de anul trecut are o denumire mai lungă, în sensul că am atras în jurul nostru și alții specialiști din alte domenii, se numește acum Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie. Este cea mai mare facultate din cadrul Universității din Pitești. Avem peste 2000 de studenți. Da? Lucrul important de reținut este că Universitatea din Pitești este o universitate regională datorită acestei facultăți. Pentru că în toate cele 5 filiale, numai Facultatea de Științe ale Educației are programe de studii, de licență și de masterat. Ceea ce este un lucru excepțional. Așadar, aș vrea să vă felicit pentru faptul că ați ales această facultate și, în mod special, aceste programe de studii, de licență în domeniul pedagogiei, învățământului primar și preșcolar și de masterat în domeniul management educațional. Toate aceste programe la filiala Slatina sunt foarte căutate. Ne bucurăm că în fiecare an ocupăm numărul maxim de studenți, atât la licență cât și la masterat. În condițiile în care, din 2008 încoace, populația școlară scade de la an la an. Și nu scade cu 10-20%, scade la jumătate în fiecare an. În același timp, absolvenții de liceu iau din ce în ce mai greu examenul de bacalaureat. Deci, posibilii viitori studenți pentru facultatea noastră, pentru universitatea noastră, sunt din ce în ce mai puțini. Și totuși, noi umplem toate locurile. Asta înseamnă că Universitatea din Pitești este una dintre cele mai atractive universități la nivel național. Pentru că raportul dintre numărul locurilor subvenționate și numărul locurilor cu taxă, studenților cu taxă, este unul dintre cele mai mici la nivel național. Adică, suntem universitate de stat, avem locuri subvenționate, însă avem mult mai multe locuri cu taxă, pe care reușim să adunăm un total în fiecare an în jur de 10.000 de studenți. Pentru că în condiții în care studentul vine și plătește, înseamnă că universitatea este atractivă. Este important. Și de asta vreau să vă felicit pentru faptul că ați ales în mod special această facultate, pentru că ceea ce veți învăța aici vă va forma pentru viață, vă va forma pentru o carieră care este încă în căutare, să zic așa, da? Culmea, chiar dacă populația școlară scade, numărul de copii este destul de mic, totuși nu au loc îndrăbunițele existente. Nici în Olt, nici la nivel național. Și atunci întotdeauna e nevoie de cadre didactice specializate în învățământul preșcolar și